Salutare, dragi pescari! Azi am venit să vă echipez de la Regal Fish, la Florin. Magazinul e vis-a-vis de Veranda Mall. Am auzit că are niște țevi și niște cărge de caraz, ruperi. Ia, haideți să mergem în omul să vedem ce are. Am și eu bucură în viață, cumpăr și o țeavă. Așa. Și nu prea știu ce să-mi iau. Am văzut că ai la tine pe site niște produse. Da. Și ce mi-ai recomandat? Ești pescar începător sau scuză? Pesc. Adică da. Pescar de undiță? Da, sunt undița, da. Da? Da. Narcis, să înțeleg că tu ești un pescar, în ghilimele, mai profesionist, da? Da? Și își dorește o undiță de 6 metri. Bun, fii atent. Eu am mai multe variante pentru tine de 6 metri. Am niște bețe. De fapt, am două modele de carbon. Eu aș vrea ceva mai țapă. Nici prea grea, nici prea ușoară. Mai dau și în grab și când îi dau țeapă, se dau țeapă, s-a retrunsă la lea. Mai pățit de câteva ori. Bă, înseamnă că chiar ești pescar, dacă tu mi-ai pus problema asta. Deci, fii atent, Narcis. Eu am să-ți prezint câteva modele. Da, da, da. Câteva, două, trei modele și tu să-ți faci o idee. Poți să-ți explic direct pe băț, să stăm de vorbă, cât de cât pe aceeași limba, da, amândoi. Da. Uite, ăsta e un băț de 6 metri. Prezint toată gama de 6 metri a noastră, care avem momentan pe stoc. Da? Toate sunt de 6 metri. Da? Ne vezi? Eu vreau produsele de la voi. Da? Că am văzut la un prieten că sunt foarte bune. Eu zic la fel. Da. Cel mai bine este pe baltă. Să știi că eu nu am altceva decât ale noastre. Toate sunt, vedeți, toate da, da, sunt branduite, se scrie pe ele Regal. Da, da, da. Asta îmi pare cea mai ok. Asta e mai puternică. Da. Deci ăsta e cel mai puternic băț care eu... Asta e ideal. Pă, eu pot să... Nu știu de e ideal pe unul timp. Da, da. Și când ai dat tu cu el, o să vezi tehnic. În da. Chipul ce poți să fac acel băț. Da. În primul rând e un băț de putere. Te bazezi pe... Tragi, dai în crap, vorba pescarului, de spargi dinți. Îi rup gura la auzi, îi faci zan, bam, pe cuvânt. Da, da, o să da, vezi, da. Probabil că treaba asta. Asta chiar da? Pare... E și ca să fie treaba, părerea mea este să o întinzi tu, că la contins poți să-ți alegi da, asta, da. Întind-o și uite-te la ea. Nu e un carbon care să fie subțire în carne. Da. E un carbon, țin mai clos, nu să aibă fi 3, are fi 4. Da, e făcut da, da. Special, de ce? Ca să reziste. Nu e o undiță care, dacă o iei de la noi, în primul rând găsești tronson de rezervă la noi, oricând da, și la da, orice da. Oră, la alte magazine și la alte produse, nu o să nu găsești. Părinte, nu te supăra, hai să te stăm. Nu, a, vrea să spune cum să mă supăr, da? Chiar hai să vedem ce. Fără probleme, eu am să le las ca să le pun curastel înapoi. Da. Eu un lucru, dacă nu e în regulă, eu nu ți-l dau. Și mai ales că tu mi-ai spus că ești pescar. Da. Eu știu că pescarii de undiță sunt periculoși. Dacă spun ce crape am luat, nu mă crezi la undiță. Da? Da. S-a rupt, frate, s-a rupt vârful, n-au fost bune, mi-a dat, ne-am dat țeapă mai tare și n-a rupt din prima. S-a rupt vârful. Pe, asta e greu să rupt. Numai dacă e foarte mare și da, na, seama, după... e foarte mare sau gustul. Ia fii atent aici. Eu o să-ți arăt acum, tu ce uiți și despre ce e vorba cu bățul ăsta, uite, primul dar și vârful. Da, da, sper da. Că tu fiind pescar, ăsta o să-l dai o jos. O să-l dau da. Sunt 100% da. Că tu o să faci treaba asta. Val. E bun pentru începători care nu știe, da. De-aia e pus vârful, dar pescarul meu să îl dea jos. Uite-te la aia. Eu am un client înăuntru, în acest da, timp, da, da. Ce trebuie să servești și da. Clientul. Da, da. Păi, dar ți-a făcut, pe cum stă, e ce trebuie. Păi, el în mână are, mă. Ce vorbești, mă? E ce trebuie. Asta e ce trebuie. E undița perfectă. E super ușoară și e rămânare. Ia să testăm un pic pe rezistență. Băiește! E țeapă. E țeapă, țeapă. Nu trage, da, da, da. Și ce vorbești cu ei? Asta poate să dea acum și tenul ăla care mi-a rupt la cealaltă. Asta e ce trebuie. Asta e ideal. E ideal. E super. Într-adevăr, chiar sunt cum sunt pe site. Ce, cum se apără? E super.
E super, ce să mai... am cuvinte. Deci, uite, ca să-ți ceară, că știi că ți-am spus că e vorba de un carbon care e făcut special. Uite, că tu știi că ești pescar, fii atent, grosimea grosonului e o altă grosime față de cele care sunt pe piață, da? Da. Făcute special să reziste, altfel n-a rezistat să faci toată de aia. Acum poți să deși tenul, ia că nu mai rupe. Și tu ca pescar acum o să vezi că am dreptate eu. Ce să zic? Și-o stăpânisăm. Mulțumesc. Da. Dar cum ai ajuns aici? Cum am ajuns? Waze-ul? De unde ești? Din Galbinaș. Ah, de la noi de aici, prieteni noștri. Bravo, frate. Ce să zic, să-ți dau și o husă care și husă. Am văzut filmări pe YouTube cu ea și am venit să-mi iau una. Am înțeles. Da. Zic, gata, am să-mi iau unița perfectă. Vreau să știi că avem foarte mulți clienți de acolo la UE. Da. Foarte mulți clienți care vin la noi. De fapt, vine din toată țara. Da. Am ales pe online, avem comenzi. Da. Cumpără unițe foarte cumpărate în țările noastre. Da. Ți-am arătat de ce. E combinat strong. E ce trebuie pentru, da, zice noi. Pentru pescar. Pe pescar? Pescar, da? Cum ești tu, ești tu, da? Da. Aveți și pentru cipător, mi-ai văzut? Da, am văzut. Aveți și mai ieftin, nu contează. Dar dacă vrea o băia calitate ca asta, nu o găsești de culoare. Și o să o vezi în grill, cu adevărat, cum se comportă, cu orice pește, cât de mare ar fi. Da. Cât de mare ar fi. Nu ai voie să o... Da, fiul să tocă pe ea sau să dat cu mașina, la revedere. Da, bani, să... Oricum să nu uiți asta. Da. Tronson, vârf, orice găsești la noi fără probleme. Nu, să nu tronsonul mai poți să o arunc. Da, nu, da. Exact, ale original. Noi avem treaba asta. E coțul nostru. Eu mi-am luat puterea. Da. Gata. Să fii sănătos. Mai trebuie ceva? Fir. Aș vrea un fir capabil, că tot îmi rupe. Aș vrea un 16 și un 14, dacă ai asta. Da, am și 0 16, am și 0 14. Uite, da. Invizibil, asta e firul nostru. Da, nu-l găsești decât la noi. Da. Să știi. Băi, eu zic că, na, tu fiind pescar, nu vreau reclamații. Da. Da? Da? Hai să-l și testez. Mai bine te uiți tu la el și îmi spui dacă e bun. Da. Că eu știu eu să-l testez. Și tu cred că știi, e un fac probleme. Când e începătorul. Sincer, e flexibil, e și moale. Bă, frate, dacă nu e bun, poți să spui. Da, nu, e super. Cuvânt, nu mă supăr. Da, e bun, doar în codă. Firul normal, când ne tras puțin așa de el și la ismunci de câteva ori, a pleznit. Da, vezi că vine aventura tu cu mânuși să-mi testeze firul și ce fără nene cu deja e fosurată. Da. E în regulă asta. Și ăsta e de 16. 0,16, da, venea de 0,16. Hai să-l văd și pe ăla de 14. Lasă-l strâng încerc. Da, uite pe și la asta. Trage de el fără probleme, nu se păi dacă și dacă rup puțin de el, nu e nicio. Băi, eu trag de el, că dacă se rupe, se rupe. Frate, se rupe, se rupe. Băi, super strong. Dar nu-ți dă teamă ăsta, Risi. Da. Nu-ți dă teamă. Uite-l, fii atent, că ai zis că ești pescar de unță. Da. Ia uite-te aici. Stă exact cum trebuie. Fratele meu, e greu să... Da. Nu stă inele, da? Ia uite-te aici. Stă eu așa, la un fir, ca să-l controlezi și spun la oricine. Cine vrea, eu atâta-i fa la fir. Și știu despre ce e vorba, are talent, înțelegi? Da. Ia, dă-i la mine asta. Ține și asta. Ia. Și întăie degetele. Bă, e ce trebuie, e ce nu? Trebuie, da. Te ajută asta, spun eu, că te trebuie. Ajută. Da. Te ajută, o să vezi cum te mai ajută. Intră repede la apă asta. Hai, că ești cufundabil, nu rămâne pe deasupra. Și dacă rămâne pe deasupra puțin, tu știi ca pesca ce să-i faci. Te-s puțin. Tragi puțin de el, sau dacă nu ai băgat mâna în oloi, zanca, tragi puțin pe el și el are un ulei, mă, de fapt. Da. Cu orice fir din lume, de-aia. E după 2-3 pești, 5 de dine. El are un ulei de fabrică și lasă deasupra, că putește. Dar în momentul când ai tras cu mămăligă sau că ți-l am de mână, sau puțin oroi ai luat, te-ai tras cu fir, e rolul. E, da, hai să stai pune. Niște cârlige. Băi, fii atent, cârlige, am aici un panou. Da. Ce mi-ai recomandat? Eu acum am și de crapă, am și de caras. Eu pescuiesc cârlige mici, frate. Da. Aș vrea ceva pentru cocolo și pătrățică. Deci, nachis. Astea sunt cârligele noastre, panou ăsta. Da? Da? Eu nu știu acum cu ce pescuiești tu ca să intru direct la sentimentul tău. Da. Eu o să-ți dau un cârlig de aici, care consider eu mintea mea. Da. Și la urmă tu pe baltă când te apuci, pe mine mi-a dat Florin, aia mi-a făcut aia, nu frate. Da. Ia-ți tu ce vrei după panoul ăsta, e ceva și vrei să mă întrebi, dar la tine nu se pune problema că tu știi. Da. Asta e. O dată. Pe astea.
unde e, domnule, unde le văsem? Uite aici. Asta e ce trebuie. Și asta e ce trebuie. Și asta. Cam asta ar fi. Nu uite, vă rog. Astea sunt nemaipomenite. Pentru pătrățică, cocoloși. Asta e pentru cât o boabă de porumb. Și ersatul la fel, pentru viermuși. Sunt și subțiri, evident, și foarte rezistente. Eu fac mămăliga mea, dar am auzit că ai o mămăligă foarte bună. Ce preț au astea? 10 lei. Păi n-ar și se. Eu... 15? Scrie acolo, 10. Doamna, și se-ți dau mămăligă de care vrei tu. Am de 6, de 8, de 10, de 12, 14 mm. Deci până acolo pot să-ți dau nivel de... Da? Deci reține mărimi. Mărimi? Noi vine și angrom, da, da, la alte magazine, da? Și ceva de cocoloși. Cocoloș, uite, are fratele tău aici 7 arome. Uite, pentru că tot a venit vorba de mămăligă de cocoloși, eu aici am 7 arome, ți le și prezint. Da? Am natural, vanilie, anason, fructe dulci, miere, căpșuni, usturoi. Foarte multă, am da, o da, mare gamă. Aș vrea ceva de usturoi. Da, uite, am aici de usturoi. Asta e de usturoi. Vanilie. Vanilie, da. Am și vanilie. Da. Deci astea, sigur, o să-ți folosesc. Și cât știu eu, nu sunt un mare pescar, eu sunt bucătar de pescar. Da. Am spus-o mereu și o repet în fiecare video, dacă mă acolo, ca să nu mai fie discuții. Cocoloșul e foarte bun, uite cum e. Da, e moale. Moale. Deci mulți ce vei prea moale. Nu. Nu. Așa trebuie să fie. Așa trebuie. Discut cu tine ca un pescar adevărat. Păi, mai asta e. Peștele când a venit suge. Suge. Fintare. El absorbe. Nu mai e. Când absorbe, e normal. Fintare o simte. Da. Și da. A plecat. Fiind moale, ia să topește că e fumigenă, să știi. Uite-te, desfă una, nu e problemă. Desfă care, poți să rup, nu e nicio problemă. Desigilează-o, desigilă-o, că o rup eu. Și uite-te. Așa. Așa. Ia și fă-ți cocoloși tu cum vrei. Hai că îmi dai și pe jos. Băi, zici că e... E ce trebuie. Și ce miros. E făcut de bine. Da. E asta dacă s-a atins de ea și... E agățat. Să înțeapă automat. Da, da. Da. Să înțeapă automat. Să nu și asta de aici. Da. Deci asta, sigur. Da. Dacă vrei pătrățică sau cu bulet, să-mi spui. Da, vreau și pătrățică. Dacă am venit aici, vreau și mămărigă. E mămărigă de colo s-a dat. Ce vă dăm mămărigă? De pătrățică. Ah, pătrățică, ok. Bă, la mămărigă de pătrățică nu prea avem așa mult, nu prea stăm bine. Da. Dar alegești tu ceva după aici. Că nu am decât 7 arome, trebuia să am vreo 21 de arome. Da. Acum am decât 7. O să iau pe astea naturală, că peștele mănâncă și naturală. Îți iei ce vrei tu, eu am 7, tot așa, gamă mare. Da, da, da. Arome. Asta. Am și cu buret, dacă vrei tăiat. Dă-mi și eu de aia tăiată. Ia ce vrei tu, Narcis. Uite, ce vezi tu aici, toate sunt arome separate, da? Tăiate pe mărimi, pe dimensiuni, da, de care da, vrei. Da. La noi uite... clientul vine și ia ce vrea și alege, nu e problemă. Uite, o să iau pe asta. Da. Iau și... care vrei. Poți să iei și două, da. Câte vrei. Hai să mai iau una. Uite și asta. Așa, așa. Umblă clienții la ele, da, da, da. E normal să umble, că omul se uită. Bă, ia să văd. Ia să vedem cum e. Știi? Da. Se uită la ele. Și o să mă vezi pe mine cum prind cu ele. Ia să te văd, Narcis, ia să te văd, că-s tare curios. Da. Că mulții au zis treaba mulți asta, se... sunt tare da. Curios. Da, o să mă vezi cum... Au zis că sunt cei mai mari, eu ți-am zis, nu sunt pescar. Nu mă laud. Eu pot să-ți fac ce vrei tu, da. Dacă îmi spui, da. Bă, vreau o nadă că cu balta cu tare la mine, mănâncă aia. Eu pot să-ți fac ție aia. Ce visezi da. Noaptea, tu da. Eu ți îndeplinesc. Da. 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 Deci cam un fel de... Băi... De visele pe da, mă, da, mă, da. Visul la cheie, mă, frate. Visul la cheie. Visul la pescuit. Pentru pescar, da. Ce vrei tu și ce visezi? Noaptea vii la mine, punem pe hârtie și facem. N-ați și să-mi spui ce-ți mai trebuie, dacă îți mai trebuie, iei tu după asta, da. Nu ce pune mine, pui pe masă și le da. Pun la sfârșit. Mai trebuie să-mi niște plute clienți, de finețe. Da. Ia și ce vrei tu, că nu știu ce înseamnă da. La tine uite... finețe. Tu ești un pescar cu probleme. Da. Să nu-mi pui întrebări capcană, că ți-am zis, nu sunt pescar și nu vreau să mă... Sigur. Știu și eu așa, uite cât aici, de cât mai mine de mă fin. Se iau din asta, de un gram. Alegeți, că ai din marea asta noastră de pute. Aici e visul pescarului. Da. Visul pețarului. Te ajut cu ce știu, unde da. Nu știu mă opresc. Asta de doriți să ieși afară? De 0,5. Asta de 0,5 și hai să mai iau una. Tot așa de 0,8. Asta e ce trebuie pentru că astea sunt plutele ideale. Pentru pescuitul la undiță și la cocoloși. Și ce mai am nevoie? Mai am nevoie de o cutie de plumbi
și niște varnici. N-aș vrea asta, aș vrea niște plumb pulisanți buni. Ce gramaj? Păi un gram jumate, 2 grame. A, am luat putere mici. Am înțeles. Am și mai repede ăsta, are 1,5 grame. Uite cum arată. Uh-huh. E profesional. Da, da, da. Ăștia da? E... E ce trebuie. E ce trebuie. Ia să vezi. Uite și 2 grame. Da. Băi, la tine găsesc ca la obor, orice, a avut dreptate. Nu e ca la obor, frate, că nu fac parte din obor, eu da, am da. Treabă. Aici, aici la mine e ce vrei, e. Ce vrei. Eu îți dau exact ce trebuie, știi? Asta da, e diferența, da, eu nu-ți dau aiurea. Da. Mai ales dacă mi-ai spus de la început că ești pescar da. Și asta îți dai seama că am o teamă de voi pescari ăștia profesioniști, da. Știi? Cu toate că nu sunt adepții mei, dar eu sunt începătorii, frate. Da. Și eu sunt tot începător, da? Niște varneși. Pentru nebunia asta? Da, da. Stai așa. Hai să mă uit, să caut ceva pentru reactor. Băi, Florin. Ce? Cu varnici a fost o întrebare ca cameră. Adică? Când ai varnici din aia. Ăștia sunt ce trebuie. Bă, Narcis, eu am înțeles ideea ta când... Eu ți-am spus, nu sunt pescar. E greu cu mine în astea. Știu ce trebuie. Da, da. Mergi tu la pescuit, eu sunt în negustoria asta și în meserie. Eu am îmbinat negustoria cu vânzătoria, cu făcutul, cu eu toate îmbinate la lui. Ce să spun? Că dacă îi dau la unul mintea mea 5 minute, tremur genul, mi se lasă corpul jos. Să știi că m-am minunat și aici în magazin. Salut! Găsești orice. Florile, aș mai dori și eu un cap de mijloc și o coadă, dar nu te spara. Ce? Te-ai pus numele pe tripau? Bă, să mai veni să mă întrebi sau să mă întrebi la pe zi ce vrei ca să intrăm de la subiect, cred. Ce scrie aici? Nu, nu, da, Florin. Da. Bă, să știi că chinezul de la fele e prietenul meu, e fratele meu de 20 de ani. Da, da, da. Și la un moment dat, acum ani în urmă, 10 ani, m-am dus la el și i-a spus, bă, asta e firma mea. Și am scos buletinul. Da. Fratele meu, nu există pe el. Da. Lumea asta e un băiat extraordinar. Da. Un cap de mincioc și o coadă. Astea sunt principalele în pescuit. Bă, să știi că fără mincioc nu fără. Uite, e aici. E bun. E ce trebuie să-mi... Da. Deschid cauciucă, da? Da, da, da. Nu o agăță. Nu o agăță, nu se agăță peștele cu oamă. Așa. Are zile de zi. E bun. E ideal. Pentru maluri înalte. Da. Poate nu sunt timp problem. Da. Deci va trebui asta. Da. Are și husă, are tot ce tot, tot, vrei. Tot, da. Ce-ți mai trebuie? Cam atât, da. E suficient? E suficient pentru pescuit. Bă, ce să zic, îți urez fir întins. Așa? Aștept să văd capturile tale de pescar profesionist. Da? Sper să nu vă dezamăg. Stai, stai, stai. O nadă de băni sălbatice. Ce? Ce vrei cum asta? Deci plac sălbatice. Da. Stai, mă, că am și pentru voi. Chiar am scos un anarț. Da? Da. Și sunt. Uite, asta e nata care se fiți. O să și arunci jos. Da. Păi crezi că e bun la băni sălbatice? Băi, păi tu crezi că îți dă teamă? Mm? Păi asta-i secerei, mă. Da. Nu puteam de răspări cele. Da, stai. Ia, uite cum e narcisă aici. Ia vezi, mă. Mamă, dacă pe noi ne îndebunește miros, da tot, ce ești? Deci trebuie, mi-e un miros de la care e la... Da. Mezele, da? Da. Este un... Porumb cu, cu aromă de mămăligă. Dacă are aroma asta, deja exact vine singur. Exact ce trebuie, știi, că pe bălțile sălbatice nu merge. Nu mănâncă la copac, la usturoi, de bunii. Ăla știe natural. Asta e natural. Da. Florin, ai faci pescuit la prate? Chiar ți-o fac, uite, mai am și clienți. Da. Și hai, eu cred că am avut și destul de răbdare cu tine. Da. Acum vreau să-mi demonstrez ce e aici. Mămăliga. Așa. 12, 26, 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 26
106. Puntele. Asta nu e bine să le bag așa, 106. Ok. Marnici. Așa. Stai puțin, stai mă, că nu știu, asta, bă, asta nu știu, ți le pui în mașină, da, că nu e bine să le pun aici. Așa. Cercăm 120 aici odată. De ce? Că ți le rup și nu vreau să... Da, 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 nu, 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 că asta e... 120. Mai avem capul de mașină, mai avem coada. Și mai avem bățul. Bățul. Narcise. 440.
E, mă așteptam la mai mult. Bă, în primul rând ai luat de la noi. Da. La noi e ceva mai ieftin. Da, da, da. Știi? Eu sper că ți-am fost de folos. Da. Pe viitor te aștept. Nu știu, dacă mai ai nevoie de ceva și de fidere și ce vrei, tot la noi le găsești, da, la noi e cel mai ieftin. Da, știi. Sincer, ne-am mai rămas și de o parte, de ăștia aveam toți bani. Bună ziua. Da. O întrebare, spuneți. Scurtă. Un scaunel din acesta... 25 de lei, doamnă. Mulțumesc. Sărona. 1, 2, Narcis, 3, 4, 500, 440. Da. Te aștept oricând la mine. Cu mare drag și cu mare plăcere. Da? Da. Ține bunul că îți va folosi de ce. Ți-am dat niște produse care ai garanție la ele. Da. Oricum. Eu ți-l schimb, dar e bine să-l ții. E bine să ții mono. Nu e problemă, da. Aici să... Uite aici și restul tău. Mulțumesc frumos. Eu îți mulțumesc, Narcis. Ce să zic? Te mai aștept oricând. Cu mare drag. Sunt și de... o să revin cu mare plăcere aici. Când vrei tu. Narcis, fii atent ce m-am gândit cu tine. Ia. Să știi că l-am întâlnit un băiat să vină să-mi spună eu sunt pescar, adevărat de bărți sălbatice, și chiar îmi place cum gândești. Și faptul că ești deschis cu mine. Mie nu-mi plac oamenii care se dă după colț. Da, da. Nu, frate. Mie îmi plac oamenii deschiși. La mine nu există partea aia la altă. Partea, da. Că, na, am 25 de ani de meserie. Mulți sunt înainte. În toată lumea. Da. Știu ce vrea omul, citesc. Da. Ai văzut, eu te-am simțit și bani în buzunare. Da, da. Da? Și fac o paranteză aici, fără, după pescuit. Te aștept să mergi la pește, să-mi demonstrez că într-adevăr ești pescarul care mi-ai zis. Vă salut, să vă respect. Îmi dai și mie tu două undițe. Bună ziua. Pentru copiii să rămână la mama. Pentru ăștia doi. Ce să zic? O să revenim pe problema asta, da, ca să vă știu. Da, da. Deci, Narcis, fii atent. Dacă tu îmi demonstrezi că într-adevăr ești pescar de undițe, cum spui. Da. Și ești pescar, pescar, nu pescar de seară, nu mai dau nume de unde, da? Eu am zis, am recus, nu sunt. Da, da. Și mai ales pentru bălți sălbatice, eu îți propun o colaborare. Mergi, pescuiești, în film, filmat, da, da, așa, da, cam prins, cam da, povești, da, da. De povestea tot. Da. Vreau să fac o colaborare cu tine, sponsorizez toate partidele tale de pescuit. Doar că va trebui să filmezi și să arăți. Să arăt. Altfel, da? Cum poți să demonstrezi? Nu mă interesează de bățile unde te duci și la bară, da, da, să vede, nu vreau să spui, să faci nicio reclamă, că nu mă interesează reclama la băți. Eu da. Vreau doar să văd, să văd ceva chiar real de la tine, chiar să fie real, real, să da, fie real, că da, s-a supărat oamenii de postări că am băgat pește tone, da, și nu mai prind pește. Toate faptele că ce se întâmplă acum că oamenii nu prind pește e o mare problemă, da, pentru viitorul nostru. Eu da, sunt conștient de asta. Să... De ce? Pentru că oamenii merge să relaxeze, da, și se duce la pomul odat și nu prinde nimic. Ce? Nu zic că poate oamenii cu bata are vreo vină, nu mănâncă peștele, nu mănâncă, eu sunt conștient că mănâncă, dar... Cu 5 pești în balsă nu poți să faci primăvară. 5 lei. 5 lei, da. Deci tu mergi pe bărți sălbatici, prinzi pește și o să vezi că o să fii mulțumit de noi. Da. Sincer să spui, eu caut peștele, nu mă caut pe mine. Sunt băiat de la țară, stau de pește, nu mă duc să dau să stau pe bărți. Bravo, Narcis. Eu, eu caut. Apreciez că tu ești un om... Tocmai de astea pescuiesc cu o țeavă, minciovul, în primul rând. O să vezi că îți folosesc. Cocoloșul de mămăligă. Și un pescar adevărat are găleata după el. Găleata soții? Da. Să-mi dai și de găleata, da, soții. Că dacă vrei, eu nicio problemă pot să-ți dau un scaun eu. Nu, nu-mi place scaun. Stau care pe găleata. Să-ți minte, un pescar adevărat, care e pescar, pescar, n-are scaun. N-are scaun. Pentru că la pește nu mergi și mai ales că tu dai cu o undiță. Eu ți-am zis profesionist, dar am trăit între profesioniști. Da, da. Te plimbi, îl cauți, cauți puză, nu știu ce zic, și mie-mi place. Cel mai rău caz, îl caut în locul cel mai urât, unde sunt crăci, burieni și buturuși. Acolo, acolo stă crapul și carasul. Te-ai agățătură mult? Da. Păi, dar nu ți-a părut 14-16 ăla pentru crap cam subțire, nu? Nu, că pescuiesc numai cu fin. Da? Da. Bravo, mă. Și dacă știi să mănuiești bine undița, nu să zăpă firul. Băi, gata, oricum, și eu tot cu firul. Da. Dar am vrut să vedem de ce da, da. Asta, în timpul când ai cu fir gros, peștele nu mai vin. Și câlegul trebuie să fie subțire. Câlegul subțire... Da, frate, așa este. Da. Asta e adevărat. Flute finuțe, ăsta e pescuitul fin. O țeavă foarte ușoară și strong. Bă, mulți vine și vor țevi ușoare. Da. Bă, să știi că și țevile astea vorbim ca între... Pescar. Să zicem, eu nu-s pescar. Să zicem că am de pescar. Eu știu ce conține materialul ăsta. Da. Cu cât e mai ușoară, cu atât poate să fie mai proastă. E automat.
Eu îți garantez treaba asta. Da. Pentru că dacă o țeavă e ușoară, ce poți să faci ca să fie ușoară? Decât să... Cât e tronsonul de lung, uite ăsta, îl bag pe un strung, îl o să aibă 3, are 1 jumate, la jumate. Da. E, da, în momentul când ai făcut tare de aia și ai dat o țeapă mai tare, a să sare tronsonul pe un dorsal. Vine la mine mult, multe țevi astea, rupte, da. Se dea o tronsoane. Bineînțeles că nu am de unde să-i dau tronsonului, că nu se potrivesc cu tronsoanele mele, că am alte cote, da, alte dimensiunile. Și n-am. Băi, Narcisele, arată-mă și mie un pește, să văd și mie un pește, că da? Am prins un pește, dacă prea multă povești mie. Hai să-ți arăt un grad de vreo 5 kg prins la uliță cu fit de 16. El? Băi, sunt eu? El? Mă, nu-i de plastic, nu? Nu-i de plastic. E real. Bravo, Narcis. Băi, dar ce e negru ăsta așa? E pește sălbatic. Îmi dai seama, stai niște. Pescuiți mai pe sălbatice. Bravo. Frumos. Nu te dezamăgești, să vezi filmul ce fac. Bă, să știi că... O să, o să vezi. Devic, o să fiu curios cu tine. Da, curios, da, da. Bravo. Nu-s pescarul care mă laud. Eu chiar prind pește. Adică cum te lauzi? Eu chiar prind pește. Da. Am înțeles, tu chiar da. Prins. Da. Îți place să pescuiești? Sunt. Îți place să pescuiești? Chiar sunt. Ce, n-au fost zile care nu ai făcut? Ba da, ba da. Nu ce? Există așa ceva. Na, păi nu există numai... Nu există. Nu e chiar... Da. Hai să spun ceva, dar nu mă crezi. Ce? Eu n-am plecat niciodată fără pește acasă. Stau mai mult pe baltă, dar tot vin cu pește acasă. Viața ta? Da. Ai cuvântul meu. Deci n-am plecat fără pește acasă. Și cum vrea acum? Toată lumea plânge pe grupul ăsta de pescuri. Fiecare cu norocul lui. Da, luați-vă de acolo care doriți dumneavoastră. Bine, Narcise, ce să zic, atunci eu îți urez fir întins, da, încearcă nada asta pentru bălți sălbatice, da, da, da. O să-ți folosească foarte mult, o să sigur. Vezi. Mămăliga de cocoroș e forță, tot ce ți-am dat, nu ți-am dat aiurea, da. Eu nu iau bani la om pe ceea ce nu mi se cuvine. Cât e, 20, cât e? Nu, e 25 de lei. Te vă dau bon acum. Într-adevăr, scrisul are întotdeauna, dar și... Nu, contează, uite, mai oprește și cine. La noi așa să... lucrează domnul. Uite, și restul, vă mulțumim frumos, trăiți. Deci, mi-am lăsat bagajele acolo. Aștept, ce să zic, capturile trebuie cu să mare văd. Drag. Ai să vezi că o să fii mulțumit, dar da. Prinde pește, prinde pește, prinde și arată. Nu o să te dezamăgesc. Eu o să, fii atent, dacă ai o baltă. Unde vrei tu în lumea asta? Te duci și îmi spui, Florin, vreau să merg la balta asta, vreau să-mi faci cu tare, vreau să-mi faci cu tare. Eu pot să-ți fac așa ceva? Da. Deci eu pot să-ți fac, dacă tu spui, vreau să dau cu aromă de castraveți. Da. Și să fie culoarea cu tare. Eu sunt singurul om care pot să-ți fac așa ceva. Îți urez fir întins, sănătate și te mai aștept pe la noi. Mare oricând ești primit, oricând, arată-ne treaba asta și... Da, da, da. Fă video, filmează să vadă și clienții mei. Am nevoie să vadă clienții mei.